Vorbesc puțin despre această strategie și importanța sa. În primul rând, toți oamenii din sport trebuie să recunoaștem faptul că ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani nu este în regulă și mai mult de atât suntem noi toți conștienți de faptul că suntem mult mai valoroși și avem un potențial mult mai mare pe care trebuie să o fructificăm și să nu mai pierdem timp. Consider că această strategie națională pentru sport trebuie să reflecte viziunea sportului românesc în următorii 10 ani, să fie o direcție, un concept asumat politic, în primul rând, și desigur securizat ca indiferent cine va conduce sportul în următorii ani, cine vor fi președinți de federații, sporturile acestea să fie securizate și să nu mai ajungem ca să pierdem efectiv sporturi naționale, sporturi de importanță națională. Trebuie să tratăm aceste lucruri mult, mult mai serios. Trebuie să spun că ieri această strategie care este gata de 5 luni am reușit să prezint în Comitetul Interministerial, fiind prezent și domnul premier, domnul vicepremier Calamet Hunor, și am avut o discuție foarte constructivă și cel mai important e că nu s-a vorbit de buget. Ieri s-a vorbit de un concept, o viziune, și după ce viziunea a fost prezentată și a fost înțeleasă și agreată, am început să vorbim că acest lucru trebuie pus într-un buget concret și asumat politic. Cred că au fost niște semnale foarte, foarte puternice și foarte clare că, într-adevăr, obiectivele noastre vor fi sprijinite și cred că cel mai important obiectiv este ca sportul românesc să devină prioritate națională. Acum aș dori să îi mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea strategiei și aș dori să mulțumesc în special acelor oameni de specialitate care au participat la aceste consultări timp de 4 luni. Am avut 20 de consultări cu 450 și ceva de persoane, 375 de entități centrale și acești oameni care sunt oameni cu experiență de o viață în sport de 20-30 de ani, fost campioni, antrenori federali, președinți de federații, au împărtășit experiențele lor și au pus un plus valoare acestei strategii ca să facem mai bine. Că toată lumea știe că putem să facem mai bine. Și aceste lucruri, aceste experiențe nu se învață în facultate. Da? Deci, într-adevăr, aceste consultări au fost reale, au venit acolo persoanele, îmi aduc aminte, 4 luni, de la ședințe de guvern, fugeam înapoi la minister și participam alături de Facultatea de Științe Politice Babeș-Bolyai la aceste consultări și eram trup și suflet ca să construim ceva frumos. Cred că este un document foarte puternic, este un document care are tot ce trebuie. S-a parcurs în trei etape, o etapă preliminară prin culegerea datelor, după aceea consultările și după care am intrat în obiective strategice și am identificat 70 de obiective strategice care o să țintească cele trei obiective majore ale strategiei. Și aici vorbesc de sport în școală, sport în sport de masă, comunitar și sportul de performanță. Deci noi vrem să atingem cu această strategie efectiv tot ce înseamnă sport în România. Și cum știți foarte bine, în sportul în România înseamnă nu numai Ministerul Sportului, înseamnă și Ministerul Educației, înseamnă și Ministerul de Interne, înseamnă și Ministerul Apărării și Transporturi și COSR. E o familie destul de mare și care trebuie să ajungă să fie coordonată din ce în ce mai bine și să avem o viziune comună. Cum am spus,
Aș dori să dau câteva exemple de lucru pe acest document și aici a fost, în primul rând, rigorul, metodologia prin care s-a elaborat. A fost în lucru după o luată în considerare o rigorozitate metodologică, deci participarea stakeholderilor, în a doua parte și orientarea pe termen lung de care spuneam. Și am atins, deci profilul strategic pe care s-a construit și se va dezvolta această strategie sunt următoarele. Calitatea vieții, sănătatea fizică, psihică, socială a românilor, conceptul de sănătate publică, dezvoltare comunitară, conceptul de cultură, facilitățile sportive, educația formală, participarea politicile de gen, sportul în viața socială a persoanelor cu dizabilități, caracterul social al sportului, management sportiv, turism, etică, utilizarea datelor empirice și calitatea procesului bugetar și știința economică. Deci, cum am zis, toată strategia se axează pe trei obiective mari: sportul comunitar, sport în educație și sportul de performanță. Și aș dori să exemplific doar câteva cifre și date care sunt, nu pot să zic alarmante. Sunt alarmante, dar trebuie să știm adevărul, deoarece de acolo pornim. Și aici vorbim de faptul că în sportul comunitar România înregistrează în 2017 prin cele mai ridicate procente din populație care nu practică deloc sport. Da? 63% comparativ cu 46% media UE. De asemenea, 51% declară că nu practică niciun fel de activități fizice comparativ cu 35% media UE. Totodată un trend îngrijorător ascendent al preobezității din cauza lipsei activității, doar 17% din populația României practică sport în parcuri sau spații publice, în special din cauza lipsei facilităților. Facilități sportive în aer liber sunt cel mai des utilizate în UE pentru practicarea activității fizice, iar în România acest element nu este suficient exploatat. Sportul în educație. Principalul pericol strategic ține de resursa umană insuficientă și slab pregătită, dar și de alți factori. Definirea restrictivă a educației fizice și a sportului, infrastructură școlară deficitară, lipsă de coordonare între actorii instituționali. În România, conform OESE, doar 28% dintre adolescenți de 11-15 ani și doar 30% din adulți 15-55 de ani practică un nivel minim necesar de activități fizice și sport. Și obezitatea este o problemă majoră în rândul copiilor. Sportul de performanță, aici avem o chestiune foarte serioasă. Sportul de performanță românesc la nivelul competițiilor internaționale de importanță deosebită, jocuri olimpice, mondiale, europene, prezintă o scădere semnificativă în ultimii 30 de ani, de la 24 de medalii în 2000 la 4 medalii în 2020. Deci avem o scădere de minus 84%. În 2000 am câștigat 24 medalii în 8 sporturi și în 2020 am câștigat 4 medalii în 2 sporturi. Deci acesta este realitatea azi și de aici trebuie să pornim. Și până nu acceptăm realitatea, nu putem să avem niciun proiect bun. Dar important să găsim soluții. Totodată, analizând distribuția geografică a infrastructurii bazelor sportive, observăm disparități. Deci Sălaj doar 32 de baze, în raport cu Cluj, care are 420 de baze. În România, medie, avem 14 sportivi legitimați pe asociație, club sportiv, în Germania 300, Suedia 200.